Stimați prieteni, bine v-am regăsit. Sper că sunteți bine și sănătoși. Mă bucur de o nouă ocazie să fiu cu dumneavoastră și să vorbim împreună despre viața noastră și despre viitorul nostru veșnic. Multe lucruri sunt importante pentru noi în viață. Unul dintre cele mai importante este familia, partenerul și copiii. Copiii, de altfel, sunt singurul lucru pe care îl putem lua cu noi în eternitate. Aș vrea astăzi să vorbesc cu dumneavoastră despre faptul că există o mare bucurie să fim părinți, însă o mare responsabilitate să-i creștem și să-i educăm. Datorită acestei realități, aș vrea să vorbesc despre complexitatea educației. Responsabilitatea părinților este foarte complexă. În primul rând, ei trebuie să-l prezinte pe, pe copil lui Dumnezeu prin rugăciune. Și, în al doilea rând, trebuie să-l prezinte pe Dumnezeu, copilului, prin învățare, prin educație, prin instruire. Acestea sunt două dintre responsabilitățile majore ale unui tată creștin, ale unei mame creștine. Responsabilitatea aceasta, de fapt, este o poruncă pe care Dumnezeu a dat-o în Biblie oamenilor, tuturor generațiilor. Când Moise, în calitate de lider, a scos din Egipt prizonierii evrei, Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să învețe pe părinți spunându-le următoarea poruncă. Eu v-am învățat să institui sărbătoarea Paștelor. Acum, copiii voștri, nepoții voștri, care nu au fost în viață la momentul în care eu v-am poruncit să instituiți această sărbătoare, nu vor ști care este scopul, semnificația și simbolul ei și vă vor întreba de ce practicați această sărbătoare, ce înseamnă ea pentru voi. Atunci voi să învățați spunându-le. Apoi Dumnezeu îi spune lui Iosua aceleași cuvinte. Când poporul trece prin Iordan ca să intre în țara promisă, au pus 12 pietre în Iordan ca un stâlp de aducere a minte pentru minunea pe care Dumnezeu a făcut-o cu ei și în mijlocul lor. Și Dumnezeu îi spune și lui Iosua ceea ce îi spusese lui Moise. Când copiii voștri vor întreba ce semnificație au pietrele acestea, sărbătoarea aceasta, voi să le spuneți așa și așa și așa. Mai târziu Solomon spune învață-l pe copil ce trebuie să facă, cum trebuie să se comporte și când se va face mare, când va îmbătrâni, așa va face. Iisus Hristos, Mântuitorul, în momentul în care era pe pământ, în calitate de mesia, de trimisul lui Dumnezeu, au venit la el mame cu copii în brațe și l-au rugat ca să se roage pentru copiii lor, binecuvântându-i în numele Domnului. Și el a făcut lucrul acesta. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că părinții sunt bucuroși să fie părinți, dar sunt responsabili să-i crească pe copii și nu numai să-i crească, să-i și educe. Atunci când vorbim despre educație, trebuie să acceptăm că educația este foarte complexă. Mă gândesc la faptul că educația are două elemente. Primul dintre ele este educația în sine, și apoi este disciplina. Ele sunt cele două metode de instruire ale copiilor după modelul divin din Eden. Educația este un proces și se face prin învățătură. Disciplina este un eveniment și se face prin pedeapsă. Încă o dată, educația este un proces, nu într-o zi, ci în fiecare zi, și se face prin învățătură. Tata și mama trebuie să aibă răbdare să îi spună copilului care e nou venit în dimensiunea existenței umane toate lucrurile pe care el le-a achiziționat prin experiența vieții ca și adult. Educația este un proces, nu se încheie niciodată. Și ea se face prin învățătură, prin repetiție. Disciplina, însă, care se împletește cu educația, care face parte din educație, nu mai este un proces, ci este doar un eveniment. Și ea folosește pedepsa. Uneori, copilul trebuie pedepsit sub o formă sau alta. Atunci când vorbim despre complexitatea educației, trebuie să vorbim și despre metoda educației. Fiecare părinte are metodă personală, fiecare familie are stilul ei personal. Unii sunt mai aspri, alții sunt mai îngăduitori, mai toleranți. Fiecare familie pretinde că metoda folosită de ea este cea mai bună, cea mai eficientă. Cred că ar trebui să recunoaștem că cel mai bun exemplu de tată este Dumnezeu. În Grădina Edenului, când Dumnezeu l-a creat pe Adam și mai apoi pe Eva. El a avut și o relație de tată cu Adam și Eva în calitate de copii. Exemplul lui Dumnezeu este ideal, este perfect, de aceea fiecare dintre noi îl putem folosi fără rezerve. Și într-o situație de normalitate când relația a fost bună și într-un moment de conflict când relația a intrat în criză. De aceea vă propun, gândindu-ne la metoda ideală pentru educație, să-l privim pe Dumnezeu în calitate de tată și pe Adam și Eva în calitate de copii și să învățăm din exemplu de tată al lui Dumnezeu știind că este cel mai potrivit exemplu de la care putem învăța. Ceea ce vreau să vă spun se derulează în grădina Edenului cu foarte mult timp în urmă și este scris în prima carte a Bibliei, respectiv Genesa. Vorbind de faptul că Biblia este etalonul, aș vrea să afirm faptul că probabil sunt printre dumneavoastră persoane sau familii care nu aveți o Biblie personală. Și neavând Biblia, pur și simplu nu aveți ceea ce Dumnezeu vrea să vă spună. Dacă aveți nevoie de o Biblie, vă rog să sunați cu toată libertatea la numărul de pe ecran și veți primi în dar o Biblie. Să fie a dumneavoastră, să citiți în ea și Dumnezeu în felul acesta o să stea cu dumneavoastră la sfat. Vorbindu-vă despre lucrurile pe care trebuie să le știți și să le faceți. Revenind la metoda educației, subliniez faptul că Dumnezeu este Tatăl Ideal și iau din relația spirituală a lui Dumnezeu cu Adam și Eva derulată în Grădina Edenului, contextul în care ei au greșit, au păcătuit și Dumnezeu în calitate de Tată îi corectează. Fac lucrul acesta pentru ca să oferim un exemplu taților, mamelor, un exemplu nu de la oameni, un exemplu care nu are doar valoare culturală sau tradițională, ci să oferim exemplu ideal, exemplul lui Dumnezeu. Dacă cineva este ideal, este absolut, este infinit, este atotputernic, atot știutor și așa mai departe. Acesta este unul singur, Dumnezeu. Noi oamenii excelăm în anumite privințe și falimentăm în altele. Excelăm uh, într-o zi și falimentăm în alta. Oamenii sunt limitați, indiferent uh, la, ce la ce nivel de performanță profesională, intelectuală, materială sau de altă natură au ajuns ei. Priviți, vă rog, cum se derulează situația în Eden. Uh, în primul rând, Dumnezeu îl informează pe om despre regulile uh, existenței sale. Îi spune creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Păzește grădina, lucrează grădina, poți să mănânci din toți pomii din grădină. Adam este un nou venit în Eden. Apare prin creație, prin facerea Creatorului în existență, și Dumnezeu îl familiarizează cu contextul și cu regulile acestui context în care el a început să existe. Primul lucru pe care îl face Dumnezeu este să-l informeze, să-i explice, să-l învețe. Apoi, al doilea lucru, Dumnezeu avertizează pe om despre interdicția care există. Să nu, te, să nu, mănânci din fructul pomului din mijlocul grădinii. Dumnezeu îi explică mai întâi ce trebuie să facă și lucrurile care trebuiau făcute sunt foarte multe. Apoi explică ce nu are voie să facă și lucrurile care nu are voie să le facă sunt puține. Al treilea lucru, Dumnezeu informează pe om despre consecințele neascultării în situația probabilă în care omul va ajunge să nu asculte de Dumnezeu și să încalce porunca. În primul rând i-a spus ce trebuie să facă, în al doilea rând i-a explicat ce nu are voie să facă și în al treilea rând i-a explicat ce se va întâmpla dacă își va permite să facă ce nu este voie. I-a explicat consecințele care vor deriva din neascultarea lui. În al patrulea rând, Dumnezeu se ține de cuvânt în situația în care Adam își permite, împotriva voinței divine, a poruncii divine, să mănânce din fructul oprit. Adam a trecut dincolo de porunca lui Dumnezeu. Uneori copiii trec dincolo de cuvântul nostru, de regulile noastre, de regulile casei. Ce facem atunci? Sunt părinți mai toleranți, mai slabi, care nu fac nimic, însă tot acumulează resentimente, mânie, nervi și la un moment dat ne mai putându-se stăpâni prin repetarea neascultării copiilor, la nervi îl pedepsește pe copil, îl lovește necontrolat și copilul știe că nu-l bate pentru că merită, ci îl bate pentru că e nervos. E tati nervos. Și el, practic, primește bătaie datorită nervilor părinților, nu datorită la ceea ce a făcut. Că ceea ce a făcut când a izbucnit tatăl nu este așa de grav încât să merite uh, intensitatea pedepsiei aplicată. Dar tatăl a acumulat multă mânie și acum își varsă nervii pe copil datorită la o neascultare mică, însă îl pedepsește pentru toate neascultările din trecut. Ori copilul nu privește în felul acesta lucrurile. El știe că bătaia pe care o primește este datorită nervilor tatălui, nu datorită gravității neascultării sale. Ori aceasta este un principiu împotriva educației. Dacă un adult face așa, permiteți-mi să întreb cine este copilul, copilul sau adultul? Revenind, Dumnezeu se ține de cuvânt când Adam păcătuiește și îl pedepsește exact așa cum i-a spus. Cât este Dumnezeu de bun? Totuși nu i-a spus lui Adam, știi ce Adam? Ți-am spus ieri că dacă o să păcătuiești, o să ți se întâmple cu tare și cu tare lucru. Dar știi cum? mimi mi milă de tine. Eu te iubesc, eu sunt Dumnezeu și prin definiție Dumnezeu este bun, este excelent în bunătate. De aceea aș vrea totuși să-ți mai, să mai dau o șansă. Vreau să-ți acord circumstanțe atenuante. Poate totuși nu ai fost foarte atent, poate ți-a scăpat. Uite, vreau să vezi că sunt înțelegător, vreau să vezi că te iubesc, că te respect. Uite, de data asta nu-ți fac nimic, dar să știi că dacă se mai întâmplă o să fac așa și așa. Cât este Dumnezeu de bun? Dar nu-i slab. Cât este Dumnezeu de bun? Pur și simplu l-a pedepsit pe Adam așa cum i-a spus atunci când i-a explicat contextul în care a intrat cu reguli și interdicții. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Uh, noi toți știm că bătaia de mamă este mult mai ușor de uh, tolerat, de primit, de acceptat decât bătaia de tată. Tot timpul mamele spun, o să te omor dacă mai faci aia, o să vezi tu ce pățești, o să mă scoți din sărite și fiecare mamă se exprimă în felul ei. Dar uh, totdeauna mamele spun că o să te bat, o să te pedepsesc, o să te omor cu bătaia și aproape niciodată nu se țin de cuvânt. Copiii știu asta. Și profită de asta. La fel ar fi profitat și oamenii de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi spus una, ar fi exagerat și nu s-ar fi ținut de cuvânt. Dumnezeu i-a explicat lui Adam următorul lucru: Dacă mănânci din fructul oprit, vei muri. Și omul a murit. Nu a murit doar fizic, după cum s-a întâmplat cu Adam mai târziu, ci moartea la care s-a referit Dumnezeu a fost moartea spirituală, adică ruperea relației dintre el și Dumnezeu, relației spirituale. Și atunci Dumnezeu l-a deportat pe om din Eden. Și de atunci până astăzi, Dumnezeu trăiește în absența, omul trăiește în absența lui Dumnezeu. De aceea ni se întâmplă relele și nenorocirile pe care le experimentăm. Și întrebăm dacă Dumnezeu e bun, de ce am găduit să, copilul meu să fie omorât de o mașină, numai la 2 ani sau la 5 ani. Cu ce a greșit copilul? Nu, copilul nu a greșit cu nimic. Dar toată omenirea trăiește în absența lui Dumnezeu. Prin păcat, noi ne-am izolat de Dumnezeu. Am devenit independenți de Dumnezeu și protecția lui Dumnezeu nu mai este peste noi. Noi ne-am făcut vulnerabili, am vrut să fim liberi, ori libertatea aceasta e libertatea unui copil care la vârsta de 2-3 ani este într-o pădure și și asumă singur responsabilitatea să se întrețină. Ce șanse are să supraviețuiască? Dacă nu-i tata cu el să-l întrețină, să-l protejeze, să-i îi poarte grija. La fel am făcut noi cu Dumnezeu. Și acum suntem supărați că de ce ne mănâncă leu, de ce ne atacă tigru, de ce, nu, de ce suntem vulnerabili și nu ne protejează nimeni. Pentru că i-am spus tatălui pleacă din prezența noastră pentru că noi ne descurcăm. Al cincilea lucru este faptul că Dumnezeu pune întrebări de identificare a intensității vinovăției. Uitați da că Dumnezeu se duce în prezența lui Adam, și deși știa tot ce s-a întâmplat, îi pune întrebări de diagnosticare. Și îl întreabă: Cumva ai mâncat din fructul oprit? Și omul spune: Da. Dumnezeu continuă: Dar n-ai știut? Și omul spune: Ba da, am știut. Dar atunci, cum ți-ai permis să faci ceea ce știai că nu ai voie să faci? Scopul lui Dumnezeu este să-l determine pe om să gândească. Scopul lui Dumnezeu nu este să-l bată, să-l pedepsească și să se recorească, să-și varse nervii pe el doar. Pentru că asta nu-l ajută pe om. Scopul lui Dumnezeu a fost să îl provoace să gândească, să-l învețe să gândească, să îi dea o lecție din experiența aceasta care să nu se mai repete. Dumnezeu a vrut să dezvolte abilitatea și capacitatea și discernământul de a ști să judeci un caz, o situație și îi pune întrebări de diagnosticare, de identificare, în așa fel încât omul este ajutat să înțeleagă cu propria minte, nu doar să accepte bătaia că nu are încotro de la cineva care e superior în autoritate, în putere. Este interesant faptul că Dumnezeu nu-și manifestă nervii, nu-l pedepsește imediat pe om, ci mai întâi îl cheamă și are un dialog lung cu el în, cea, în, care, încearcă, în care încearcă să îl convingă, în care încearcă să-l învețe. În care încearcă să-i explice că a greșit, iar pentru greșeala aceasta el trebuie pedepsit. În situația în care un tată face așa cu copilul lui, copilul nu va mai primi bătaia doar că nu are încotro, ci atunci când este pedepsit, el știe și este convins că merită lucrul acesta. Chiar dacă nu-i place, el însuși știe că merită lucrul acesta. În situația aceea, pedepsa devine folositoare, are caracter pedagogic. Altfel, copilul o acceptă că nu are încotro, dar nu învață nimic din ea. Și mâine sau peste o săptămână calcă în aceeași groapă, face aceeași greșeală, doar pentru simplu motiv că tatăl nu l-a educat, doar l-a pedepsit. Nu uitați, pedeapsa este un eveniment, nu un proces, Uh, și el trebuie să facă parte din procesul educației care nu se face prin bătaie, prin pedeapsă, ci se face prin învățare. Uh, al șaselea lucru pe care îl face Dumnezeu este faptul că aduce argumente care confirmă vinovăția omului. Dumnezeu argumentează și îl ajută pe om să înțeleagă că este vinovat. Și atunci omul spune, da, Doamne, îmi pare rău, recunosc că am greșit. Nu am nicio explicație, nu am nicio scuză, nu am nicio justificare, îmi dau seama că sunt rău, îmi dau seama că merit să mă pedepsești. Când un tată îl aduce pe copil să gândească în termenii aceștia, a reușit foarte mult, nici nu mai are rost să-l pedepsească, că de fapt scopul pedepsei nu este să zvergi nervii ca părinte, ci scopul pedepsei este să îl convingi pe copil să-i explici copilului, să-l înveți pe copil că nu are voie să facă lucrul acela. Dar nu doar într-o manieră animalică, într-o manieră animalică, iertați-mi exprimarea, ci este bine să îi explici copilului că atunci când este meritos, este răsplătit, dar atunci când nu ascultă și face lucrul acesta conștient, îi se aplică metode punitive, adică este pedepsit și lucrul acesta este spre binele lui. Dacă copilul înțelege lucrul acesta, va folosi experiența eșecului pentru ca să fie ultima din procesul vieții lui. Un alt lucru care îl face Dumnezeu și foarte mulți părinți nu mai fac asta niciodată este faptul că Dumnezeu găsește soluții pentru restaurarea vinovatului. Observați ce se întâmplă. Dumnezeu îl creează pe om în prezența Sa. Și acolo ar fi trăit veșnic. Nu s-ar fi îmbolnăvit, nu ar fi murit, ar fi fost etern. Într-un context unde lupul, tigru, leul și, în general, animalele feroce, sălbatice, nu mănâncă pe om, nu există violență, vărsare de sânge moarte și nimic de genul acesta. Viața ideală, de altfel. De fapt, așa va fi în eternitate, în veșnicie cu Dumnezeu. Totuși, îi se pune omului o condiție pentru păstrarea acestui mod de viață. Și condiția era să nu mănânci dintr-un anumit copac. Nu pentru că copacul acela ar fi avut ceva mistic în el, ci era pur și simplu o metodă convențională de uh, identificare a fidelității, de dovedire a fidelității. Omul însă a căzut la examen. Atunci Dumnezeu s-a ținut de cuvânt și a spus, dacă așa ai făcut, nu mai pot sta în prezența mea și nu mai poți fi prieten cu mine. Eu nu așa am făcut cu tine, de aceea spre tine și tu să te porți cu mine la fel. Dacă ai fost prieten cu diavolul, fiind instigat de el, i-ai dat crezare și l-ai ascultat pe el, dacă te-ai dovedit infidel față de mine, dacă nu ai avut încredere în mine... Dacă ai pus sub semnul întrebării caracterul și loialitatea mea, dacă m-ai suspecta de faptul că te manipulez, atunci tu nu mai meriți prietenia mea, pleacă din prezența mea. Și așa Dumnezeu l-a scos pe om afară din Eden. Însă, este interesant faptul că Dumnezeu nu l-a lăsat pe om acolo. Și începând cu Genesa 3 cu 15, unde există prima profeție mesianică, Dumnezeu îi promite omului că va lucra la un plan în care să-l aducă în prezența sa. Așa a venit Mântuitorul Iisus Hristos să moară în locul omului, să-și asume vinovăția care de altfel era a fiecăruia dintre noi și să ne mântuiască murind pe cruce în locul nostru, plătindu-ne datoria în felul acesta înaintea lui Dumnezeu, suportând consecințele păcatului nostru care este moartea. De aceea a murit Hristos pe cruce El nu a meritat, era meritul nostru De aceea noi nu mai mergem în iad Și mergem în rai Dacă îl primim pe Iisus în inima noastră În calitate de mântuitor Adică de advocat care ne scapă De sub mânia propriilor noastre păcate Și de sub consecința propriei vinovății Dumnezeu găsește o soluție este, Trebuie să-l educăm pe copil Trebuie să-l pedepsim pe copil Însă Trebuie să găsim o metodă de restaurare a consecințelor de pedeapsă punitive care trebuie aplicate copilului. Nu-l lăsați pe copil uh, să se izoleze de părinți, să trăiască într-o stare de frustrare că nu este bun de nimic. Nu-l îndepărtați pe copil, nu-l alungați de acasă pe copil. El un singur tată are și o singură mamă are. De aceea, copil pentru copil. Chiar dacă este vinovat, trebuie să existe o soluție și soluția nu o găsește copilul, o găsește tata și mama. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun este rezultatul educației. Când vorbim despre educație, ea are o finalitate, care este finalitatea un copil educat, care știe să se comporte în viață, să-l slujească pe Dumnezeu și să fie demn. Aici vreau să spun trei lucruri. Când copilul este copil, el are valoare prin apartenență, prin apartenența de la tata și mama. Dacă eu îi respect părinții, îl voi respecta și pe el. Dacă nu îi respect părinții, nu îl voi respecta nici pe el. Copilul nu are valoare în sine când este copil, ci valoarea pe care o atribuie cineva este de fapt valoarea prin apartenență la părinții pe care acest cineva îi respect. De aceea întrebarea este al cui când îți răspunde sunt al lui Ion, dacă ești prieten cu Ion, îl respecti pe copil, îi dai valoare. Dacă nu îl respecti pe Ion, atunci nu îi vei da valoare copilului. În copilărie, copilul are valoare prin apartenența la familia lui. Când ajunge în tinerețe, când este un adult tânăr, are valoare prin educație. Și întrebarea este alta. Ce școală ai făcut? Și dacă spune, păi am făcut 8 clase, nu ești foarte tentat să-l respecti. Dar dacă spune, sunt la facultate, dintr-o dată te uiți la el cu respect. Nu mai are valoare prin apartenența la o anumită familie, ci are valoare prin ceea ce face în timpul acela. Când ajunge adult. Când mergem spre bătrânețe, valoarea nu mai este nici prin apartenența la familie și nu mai este nici prin ceea ce face și este prin ceea ce a reușit să facă. Și întrebarea este următoarea. Ce ai reușit să faci în viață? Ai o mașină? Ai o casă? Ai o familie? Ai crescut copii? Ai deja nepoți? Stimați prieteni, fiecare dintre noi avem o familie și singurul loc unde putem fi fericiți este acasă, în familie. Pentru că așa a creat Dumnezeu existența noastră. Fiecare dintre noi avem copii acolo. Îi creștem sau îi și -i educăm? Cum îi educăm? Astăzi am vrut să vă prezint din carte modelul lui Dumnezeu. Și dacă îl vom imita, vom fi fericiți nu doar noi, ci și copiii noștri. Am spus lucrurile acestea cu respect pentru dumneavoastră. Nu am vorbit de pe poziția specialistului sau a unui tată sau om perfect. V-am vorbit numai din cartea lui Dumnezeu, știind că și dumneavoastră, asemenea mie, avem copii pe care avem șansa să îi creștem, să îi educăm doar pentru aproximativ 20 de ani. Apoi îi pleacă din casa noastră unde au stat în chirie în perioada aceasta, se căsătoresc și niciodată nu se vor mai întoarce la noi în calitate de copii care se vor subordona. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu astăzi: să ne dea înțelepciunea, răbdarea și sănătatea necesară, resursele necesare, să ne creștem copiii pentru că ei sunt doar un timp scurt cu noi și dacă nu-l folosim, atunci nu-l vom mai avea niciodată alt cândva. Vreți să ne rugăm împreună? Tată care ești în ceruri, Dumnezeule care ne-ai creat. Creatorule care ne-ai dat copii și familie, stăm înaintea ta cu responsabilitate de părinți. Mulțumim pentru că ne-ai dat copii. Te rugăm frumos, ajută-ne să fim parteneri cu tine și să le vorbim despre tine și ție despre ei. Ție despre ei prin rugăciune și lor despre tine, prin sistemul de educație, presărat cu evenimente de pedeapsă atunci când va fi nevoie. Ajută-ne să fim înțelepți, ajută-ne să avem răbdare, ajută-ne să le dăm copiilor nu doar bani și resurse materiale, ci să le dăm timpul nostru, viața noastră, deșertându-ne în ei toate lucrurile pe care le-am acumulat prin experiența trecerii anilor. Binecuvintează-ne copiii, Doamne! Ajută-i să ajungă oameni care te vor respecta pe tine și care își vor mântui sufletul. Binecuvintează familia noastră și dă-ne nouă înțelepciune și fii cu noi. Pentru toți oamenii aceștia care ascultă Evanghelia ta, mă rog astăzi să-i binecuvintezi. Și dacă cineva a Doamne, restaurează viața și familia aceea. Restaurează părinții și copiii aceia. Restaurează fiecare familie. Îi pun pe toți în mâna ta și alături de toți oamenii aceștia, Tată, ne închinăm în numele lui Isus și prin Duhul Sfânt. Amin. Stimați prieteni, a fost o onoare pentru mine să petrec clipele acestea cu dumneavoastră. Vă binecuvintesc pe dumneavoastră și familiile dumneavoastră. Până data viitoare, săptămâna viitoare, când ne vom revedea, să rămâneți cu bine și în pace. La revedere!